Am venit la firma lui Răzvan de blocheraj în asigurări, 99 Vehicles Insurance, cum s-ar zice, să-mi arate noul lui birou de unde emite polițele, mă rog, de unde emite soția polițele. A fost o garsonieră transformată în spațiu comercial, în acte, autorizație de construcție. Cât te costă alea asta la primărie? Alea asta este concesionată la primărie și plătesc undeva la 100 și ceva de lei pe an. Foarte puțin. Concesiunea okay. E din 2018, okay. După 25 de ani. Deci tu ai preluat contractul de concesiune și plătești taxa aceasta, nu? Ai acolo doi stâlpișori să nu-ți parcheze nimeni în față. Aici intrarea poți să o faci un pic mai frumoasă. Uite, ai curent acolo, poți să spui o reclamă luminoasă. Nu mă interesează. Interesează că fac online. Vreau să pun doar o copertină să nu mă deranjeze ce cade de la vecini. Să aranjez țevile astea, bordurile, trandafirii. Da, trebuie să cosmetizezi un pic intrarea, cum s-ar zice. În rest, el este făcut plug and play. Din ce an e blocul? 1967 și reabilitat. Cred că e un bloc în Ford 2, ceva de genul ăsta. Și ce suprafață are asta? 28 de metri. Apartament cu două camere, să zic. E camera 1, camera 2 și cu baie. Să mai extind vreo 7-8 metri, să facă de sus până jos balcon închis. Și posibil să mai câștig un 7 metri. Posibil. Sunt discuții de mult. A fost renovat de la zero, a fost apartament. După care a fost un magazin mixt, care bănuiesc eu a lucrat fără să fie spațiu comercial aici. De ce spun asta? Că următorii proprietari au cumpărat de la cei cu magazinul. Ei s-au apucat de la zero să-l renoveze, să-l facă spațiu în acte. De ce n-a fost făcut dinainte? E posibil să fi fost doar garsoniera cu ușă. Da, e posibil. Au lucrat ca prăvălie ce a fost aici, știi? Teoretic, nu prea era ok. Practic, acum nu știu toată filozofia din spate, dar după ce am văzut eu actele, cam așa a fost situația. Și mi-au spus oamenii că au dat pe el vreo 30 ceva de mii și l-au refăcut de la zero. Tipa care cumpărase aici făcea make-up. Păi se vede. Se vede, da? Make-up, da, și, aici... și unghi. Aici mai era un birou de chiuvetă 1, chiuvetă 2. Mobila a fost făcută pe comandă. Păi adică, se vede. Știi? Totul e fit. Da. Tot de nou, ăla trebuie să le pun în funcțiune camerele de supraveghere de poți să și vorbești la ele de pe Amazon. Am să lucreze de aici și pe măsură dacă vrem să evoluăm, să ne extindem, îl încheie salon. Și se mută ea în altă parte. Cât ai dat pe el? 45.000 de euro. Eu zic că merită. Era cel mai accesibil spațiu la gata și printre singurele la vânzare în Râmnicu Vâlcea. Și zona cum e, că nu știu. Așa. Adică e o zonă liniștită, nu e la periferie, este în oraș, e lângă școală, e zona Traian pentru Râmnicu Vâlcea, o zonă bunicică. E aproape de centru, adică la picior 10 minute ești în centru maxim. Ai două licee în zonă, chiar trei dacă iau și Matei Basarab. Deci la tine a fost cumva și o investiție imobiliară, dar a fost și cu folos pentru activitatea de brokeraj în asigurări. Să ai de soția un birou. Aici facem asigurări, exact. De fapt, noi am vrut de la începutul anului să ne apucăm de asigurări și am început să căutăm spații de închiriat inițial și n-am găsit decât 250 de euro combinații, vor la negru, vor tipic. Exact. Am zis, chestii încurcate. Boss, vreau pe firmă, vreau sediu, exact. Vreau punct de lucru, vreau... Nu ne interesează, nu am eu cine să te înțelegi. Okay. Mai era cineva care era ok, vreau 350 de euro pe o cameră, nu știu unde era spațiu, s-a părut scump. Și am zis, bă, știi ceva? Nu fac eu un efort și am un spațiu. Și al tău, ai o proprietate în plus. În plus și mai ales ce m-a făcut să-l cumpăr, exact cum spui și tu, era totul la gata plug and play. Și ai zis soției, de mâine, du-te la muncă. De mâine ai spațiul tău, avem firmă nouă pentru asigurări, avem și ajutorul tău, are și ajutorul meu, ai toate resursele necesare ca să facem treaba. Ok, e foarte mișto, adică arată mult mai bine în interior versus cum arată blocul de afară. Adică se vede că au investit aici. Am găsit vreo 3-4 garsoniere în Râmnicu Vâlcea, în diverse zone, aproape de centru, în zona Ostroveni și în alte zone. Garsoniera cu 38, 35, 33 de mii muci, blocul muci. Garsonieră. N-aveam garanția că pot să-i fac intrare din stradă, n-aveam garanția că iau aprobare să-l fac spațiu, renovează de la cap la coadă și fă-i conversia de la locuință la spațiu comercial. Da, mă, e clar. Mi-au zis oamenii, domne, ne-am bătut capul cam mâna jumate cu el. Să-l facem acte, aia, primărie, acte, stai că dorm aia pe ei, sună iară, du-te, mail, vino. Pentru mine timpul e prețios. N-a fost făcut de vânzare, a fost făcut pentru activitate. Eu dacă luam o garsonieră să o fac, mă costa mai mult, nu o făceam așa. Și pierdeam mult timp. Tu ai spațiu de cât timp? Am luat un credit în octombrie. Nu, septembrie. În septembrie a fost discuția. Când ai semnat? Pe 10-15 octombrie. Am luat creditul și l-am achitat. E achitat, numai n-am mai luat la el sau ceva, e ok. Am avut nevoie parțial de niște bani și am făcut un mic credit. De ce? Că mai găsisem un spațiu înaintea ăstuia.
Așa. Care nu era spațiu, era o garsonieră, dar era mișto, era mai ieftină, era a unei doamne. Bine, mi-am dat seama că pentru activitatea de birou, dacă nu ai trafic extern cu oamenii, poți desfășura activitatea și într-o garsonieră. Exact. Și care ideea îți aduce un plus intrarea din stradă? Pentru că, corect, la un moment dat, poate o să afle oamenii din Râmnicu Vâlcea de voi și vor veni și atunci nu poți să-i spui, domnule, știi, eu nu-mi desfășor activitatea cu clientelă din stradă, vând doar online. Nu! Îl servești și pe omul acela care vine, nu-i normal? Plus că încă ceva. Te ajută și pe tine în cazul în care vrei să-l închiriezi, da, în cazul în care vrei să-l vinzi. Contează foarte mult intrarea din stradă. Pe viitor aș lua un apartament un pic mai mare dacă ar fi să ne extindem. Ăsta să-l închiriez ca salon ce e la aici. Ce să zic? Eu sunt încântat de el. Soția? Și ea, pe... Nu-l cumpăram fără cu ei. Nu știu, s-a adaptat aici, îi place, adică, lucrează. I-am dat link la ăsta, link la ăsta, link la ăsta, îți place? Da, e interesant, hai să-l vedem. Îți place? Da, e ok. Bun, deci îl cumpăr. Da, îl cumpăr. Okay. Și în 3 zile a început să emit asigurări. Ceva de genul, da. No? Așa că vă așteptăm la asigurări și pentru cei care ne urmăresc pe canalul de finance. Dacă îți faci la noi o asigurare, primești un curs gratuit, voucher 100% pe platforma Teachable. Curs de metale prețioase, mindset, independență financiară sau prima ta acțiune. Deci sunt niște materiale premium educative de o oră. Nu e nimic de îmbogățire ce se promovează online, pe care eu le vând în general cu 30 de euro, dar cine cumpără de la noi asigurări le ofer gratuit dacă aleg să meargă cu noi pe partea de asigurări. Dacă aveți nevoie de, nu știu, RCA, casco, pad, facultative, viață. Sper că vă place, ăsta este spațiu. Am făcut un episod pe canalul de finance când l-am cumpărat, da, dar am făcut un tour. Ah, ok. Știi? Deci cu ocazia asta l-am făcut cu tine. L-am și prezentat și mi l-ai și arătat. Da, da. Nu? Da. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Să ne vedem cu mine în următoarele videouri. Salut! Salut! Pa!